Parlamentarii turci au aprobat o lege care permite eutanasia câinilor fără stăpân, care sunt agresivi sau bolnavi. Oficialii susțin că 4 milioane de animale trăiesc pe străzi, iar pentru a rezolva problema e nevoie de măsuri ferme. De cealaltă parte, activiștii spun că autoritățile vor folosi aceste prevederi pentru a ucide animalele care nu au loc în adăposturi. În marile orașe au fost organizate proteste. Protestele organizate în stradă nu i-au convins pe parlamentarii turci să blocheze proiectul de lege. Guvernul susține că s-au înmulțit cazurile în care oamenii au fost atacați în stradă de maidanezi, așa că a cerut Parlamentului să aprobe noua lege înainte să înceapă vacanța de vara deputaților. Astfel, votul s-a dat în două zile. Üzülüyorum. Çok ya uyuyamıyorum geceleri zaten. Çok sıkılıyorum. Yazık gözümüzün içine bakıp da bizden yardım isteyen şu canların hayattan yok edilmesi. Activiștii susțin că noua lege nu indică foarte clar când un câine poate fi considerat bolnav sau agresiv, condiție necesară pentru eutanasiere. Ei acuză autoritățile că intenționează să facă exces de zel și să ucidă animalele fără stăpân. Önceliğimiz onlardır yani bizim. Ben de burada bulunduğunuz ağaçların diplerine özellikle su koyuyorum içsinler diye. Sokaklarda olmasına karşıyım. Burada yanlış anlaşılma olmasın yani. Belediyenin, hükümetin vermiş olduğu yasa bana göre yanlış. Cu 4 milioane de câini fără stăpân pe străzi, cum arată datele oficiale, unii turci sunt gata să accepte eutanasierea animalelor agresive. Vallahi köpeği alsınlar köpekleri, sahiplensinler veya sahiplendirsinler veya korum altına alsınlar. Yani yazık yani. Gelene gidene saldırıyor köpekler. Proiectul de lege prevede printre altele și pedepse cu până la 2 ani de închisoare pentru primarii care nu gestionează corect problema câinilor maidanezi. Unele voci spun că aceste prevederi ar putea fi folosite pentru reprimarea opoziției.